Cum se intră în casă pe ușă, să zicem, dacă. Adică fii atentă la detalii, e foarte important. Nici nu știi prin ce ai trecut toată viața și ce ți s-a făcut, da? Cum s-a intrat în casă, cum a trăit în paralel altcineva și așa mai departe. Nu altcineva, un pământ întreg a trăit în apartamentul tău. Ok. Închizi ușa, să zicem, nu se închide ușa, da? Un exemplu. Și pui scaun. Nu ține nici scaunul mare lucru, dar măcar auzi când împinge cineva ușa, auzi că ți intră în casă, da? Omul nu știe că ai pus scaun în ușă, da? Tu spui, eu am pus scaun în ușă, am avut senzația că îi vine cineva. Omul primește informația și ce face? La el acasă, la ea acasă, cine o fi, are, să zicem, din asta zi, un șopru unde pune toate uneltele, da? Și șoprul nu se deschide înăuntru ca în casă, dar se deschide afară. Și e făcut cu un scop, ca să poți să intri în casele oamenilor. Înțelegi? Unde vezi un șopru așa făcut, știi cu ce se ocupă omul. Bun. Și tu, peste o zi, te duci, să zicem, la vecini. Și te zice, vezi că acolo am o șurubelniță să mi-o aduci, te rog. Și tu deschizi ușa și divin ți se arată. Deschizi ușa la șopru și vrei să intri și stă scaunul în ușă și zici, ce cu scaunul ăsta? Și ți aduce aminte că tu ai pus scaun în ușă. Și oamenii care se numesc copii, da? Își copiază tot, dar nu știu pentru ce. Și copiază faza cu scaunul, dar idei nu au de ce. Și vine al treilea care știe despre ce e vorba. Ca și idee, energetic vorbind, înțelegi? E nebunie. Și când tu dormi, nu intră la tine prin ușa ta. Intră prin baraca aia făcută care ușa se deschide așa și scaunul e și îl mută, știi? Magic. Înțeles? E super tare faza. Și e păcăleala ca la circ. Da? Circul se plimbă până într-un punct când lumea înțelege despre ce e vorba și unde e. Da? Bun. De acolo e și să știi cum se intră în casa ta când la vecini e o ușă la orice, la budă, la afară, știi? Ca pe timpul cum se scotea budă afară. O ușă la orice se deschide așa și magic se intră în casa la om și faza cu, dar nu, cum s-a intrat? Cum de s-a intrat? Că a fost închis, încuiat. Așa, ok.